surgea, dar nu mai cum a fost. Deasupra da. Se bagă pe jos. Da, mulțumesc frumos. Nu se mai bagă ca celălalt cu... Pe sus. Pe sus se bagă... Chiar de la deschiderea porților stației, agentul de pază nu a avut niciun moment de odihnă. A fost solicitat în continuu de călătorii care nu știau cum funcționează noile aparate de validare. E mai complicat acum. Dacă nu funcționează. Și s-a obișnuit cu cele aparatele vechi. Veneau, se băga cartela deasupra, acum se bagă jos. Deosebire de celălalt. Nemulțumirea s-a citit pe chipurile oamenilor când au văzut că vor circula tot cu trenuri vechi. Trebuia să bage metrouri noi, trenuri noi, nu jafurile astea, pentru prima zi. S-au grăbit să dea repede și că cu o singură linie o să fie. O să fie cam greu, dar o să ne învățăm. Urmează stația 1 decembrie, peronul pe partea stângă. Noua linie este construită în sectorul 3 al capitalei, de la intersecția bulevardelor Nicolae Grigorescu și Teodor Paladii până în comuna Cățelu, respectiv autostrada Soarelui. La Nicolae Grigorescu sunt două stații corespondente care vor fi legate printr-un pasaj, la fel ca în Piața Unirii sau în Piața Victoriei. Tronsonul se întinde pe aproape 5 km și are 3 stații noi, 1 decembrie, Policolor și linia de centură. Abia din vara lui 2009, bucureștenii vor putea ajunge direct din zona industriilor până la centura capitalei. Lucrările la această linie au început în 1989, dar au fost întrerupte o jumătate de an mai târziu. Ulterior, Ministerul Transporturilor a investit 145 de milioane de euro ca să le finalizeze. De la Banca Europeană de Investiții a primit 23 de milioane de euro. În 2009, cei de la Metrorex anunță că vor cumpăra încă 20 de garnituri noi și vor termina tronsonul întâi mai Zarea. În paralel vor începe lucrările și pentru linia Zarea la Romet.